shadow and the smoke in your eyes. I am the ghost that hides in the night. La evenimentul devenit deja o tradiție pentru cei de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Mureș, s-au înscris în competiție reprezentanții ai presei mureșene și colaboratorii instituției. În incinta poligonului, cei mai buni trăgători s-au așezat față în față cu țintele. S-a desfășurat o ședință de tragere cu pistolul mitralieră calibru 7.62 modelul 1963. Astfel au tras toți jurnaliștii și colaboratorii celor două unități. Ai găsit printre jurnaliști vreo două, trei persoane pe care vrei să le luați la voi, cel puțin la trageri, sau îi lăsați la guiaș? Am găsit mai mulți colaboratori și mai mulți jurnaliști care au tras bine. O parte din jurnaliști pot fi numiți deja profesioniști, participând în fiecare an. Competiția a fost luată foarte în serios. De aceea toți cei prezenți s-au concentrat să nimerească țintele cât mai bine pentru a câștiga primul loc pe podium. Foarte greu, o distanță foarte mare. Nu vreau să vorbesc nimic legat de rezultat pentru că sunt dezamăgită. Dar, în schimb, a fost o experiență plăcută. Am petrecut timp alături de colegii din presă. La mulți ani Jandarmeriei Române! Sperăm să avem rezultate la fel de bune, chiar dacă au fost de data aceasta 100 de metri, puțin mai dificil. O armă mi-a dat puțin de furcă, dar până la urmă sper să ne întoarcem acasă cu un trofeu la urma urmei. I am the shadow and the smoke in your eyes. I am the ghost that hides in the night. Premierea va avea loc în următoarele zile, odată cu alte evenimente ce țin de această sărbătoare. La final s-a întins o masă unde toți jurnaliștii au mâncat din gulașul pregătit de jandarmi. Cupa presei la tir este organizată în fiecare an cu o săptămână înainte de Ziua Jandarmeriei Române. Anul acesta, în data de 3 aprilie, instituția statului împlinește 166 de ani de la înființare.